Bună, Pești, și bine ai venit la etalarea ta relațională pentru a doua jumătate a lunii martie. Îți reamintesc că este o etalare pur generală, nu are cum să se potrivească perfect fiecăruia dintre voi, așa că vă rog mult să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. E etalarea relațiilor, relații de orice fel, dragii mei peștișori, relații de, vine să spun, de căsătorie și de căsătorie, relații de prietenie, relații de iubire, relații de la locul de muncă, de ce nu, deci de colegialitate și așa mai departe. Hai să vedem pentru peștișori ce se întâmplă interesant. Energia generală, 7 de spade, 6 de monede, 8 de cupe, 9 de cupe și o regină de cupe. Care sunteți voi? Foarte entuziasmat. Poate într-o relație anume din viața voastră ați fost dezamăgiți. Poate inițial ați fost împliniți, totul bine și frumos, poate a fost ca o mică mare aventură. Și acum văd că lăsați ceva în urmă și încercați pe cât posibil să vă ocupați timpul. Ori încercați să faceți pe zâna bună, da, pentru ceilalți, ori pentru alți peștișori poate să fie vorba că vă ocupați de zona aceasta financiară, poate lucrați undeva unde e nevoie să împărțiți bani, să împărțiți acte și așa mai departe, să împărțiți misiuni. E o perioadă în care, iarăși, posibil zona aceasta a cadourilor să vă fi dezamăgit nițel. E o perioadă în care e nevoie să fiți foarte, foarte diplomați cu acești 7 de spade aici. Poate sunteți dezamăgiți pe o anumită persoană, că nu v-a făcut un cadou, că nu v-a spus un anumit lucru, că nu a făcut un anumit gest. Voi ați făcut tot felul de gesturi, tot felul de lucruri acolo, dar se pare că acest lucru totuși a rămas cu un gust amar așa pentru voi. Hai să vedem exact ce ne spun cărțile. Energia generală, asul de cupe, frumos. Ce gândiți voi? Echilibrul. Ce simțiți voi? 6 de spade, baza manifestărilor voastre, eremitul, baza manifestărilor celuilalt sau celorlalte persoane, marele preot, ce simt ceilalți, 5 de monede sau cealaltă persoană, ce gândește cealaltă persoană, soarele. Ok, dragii mei peștișori, se pare că îmi vine să spun că aveți de-a face, dar repet, nu-i pentru toată lumea, nu-mi dați acolo dislike din cauza asta. Simt că unii peștișori pur și simplu parcă au de-a face cu un personaj așa foarte plin de el, un personaj care vorbește unor mase de oameni, un personaj care stă acolo și învață pe ceilalți. Și o persoană care e singură în suflet, singură, probabil este mult prea plin de el sau de ea pentru a avea pe cineva sau pentru a se apropia de voi. Dar revenind, dragii mei peștișori, deci nu mi-o luați un nume de rău, vorbesc despre cealaltă persoană sau despre ceilalți, da? Posibil să fie o anumită persoană din viața voastră să-și o ia în cap. Bun, revenind aici la acest 7 de spade și cu asul de cupe, poate discutăm despre o reîmpăcare, dragii mei peștișori, pentru unii dintre voi. O reîmpăcare cu o persoană anume din viața voastră. Pentru alții poate fi vorba de ceva nou care vine la pachet. Poate inițial nu prea vă suportați sau inițial se întâmplă ceva acolo și totuși se naște un as al iubirii. Totuși se naște o veste foarte bună între voi. Se naște o conversație, se nasc acolo niște emoții, ceva acolo reînvie la viață. De asemenea, cred că e o perioadă în care încercați pe cât posibil să disimulați această stare interioară de supărare. Încercați pe cât posibil să fiți cât mai diplomați, să fiți cât mai foarte bine dispuși, ca să spun așa, într-o relație anume, la locul de muncă și așa mai departe. Ce gândiți voi? Referitor la cealaltă persoană sau referitor la ceilalți, la modul general vorbind, este echilibrul. Echilibrul este o arcană majoră, dragii mei peștișori, nu mă miră că este în poziția gândirii voastre. Avem o lună nouă pe 13 martie în semnul vostru, multe planete acolo, vor mai sta mult și bine, îl avem și pe Neptun, dar oricum aceste energii se simt foarte, foarte puternic și spre sfârșit de lună martie, deci nu m-ar mira
să rămâneți și să fiți într-o energie de pace, de echilibru, într-o energie de înțelepciune, pentru că în această perioadă pur și simplu sunteți în elementul vostru, sunteți la un nivel foarte, foarte înalt din punct de vedere energetic, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere rațional, da, deci reușiți să echilibrați o situație, sunteți foarte pisicoși, așa ca să spun, foarte diplomați, iarăși, și sunteți ca un înger pur și simplu pentru ceilalți, parcă sunteți ghidați divin în tot ceea ce faceți. De asemenea, e nevoie să echilibrați aici o situație, să echilibrați o relație. Sunteți puși între două persoane, poate, sau între două alegeri, sau încercați să împăcați pe cineva, încercați voi să vă împăcați cu cineva. Ce simțiți voi acum? Este acest șase de bâte. Voi vă simțiți victorioși, simțiți că parcă pur și simplu a răsărit soarele pe strada voastră. Aveți o victorie, mergeți, spuneți și celorlalți, sunteți foarte, foarte bucuroși de acest lucru. E o victorie pe sufletul vostru, n-aș ști să vă spun exact dacă e din zona profesională, dacă e din zona personală. Poate discutăm despre o perioadă în care vă conștientizați cu adevărat poziția asta, dacă aveți o poziție bună la locul de muncă, în societate. E o perioadă în care pur și simplu radiați de fericire, parcă arătați și lumii întregi, domnule, uite ce am făcut eu, uite ce reușită am eu. Ce stă la baza manifestărilor voastre, dragii mei peștișori, este foarte multă înțelepciune. Poate aveți de-a face cu vreo fecioară, dar nu-i neapărat. Discutăm despre o înțelepciune fantastică. Poate mergeți la cineva, poate o persoană mai înțeleaptă sau o persoană care se ocupă cu zona aceasta a ocultului, o persoană mai retrasă și posibil să vă ofere diferite sfaturi prin care să faceți voi aici mici, mari alchimii, ca să spun așa. În același timp, eu cred că voi deveniți mult mai înțelepți referitor la o situație anume, referitor la această relație, referitor la oamenii din jurul vostru, posibil să vă mai izolați puțin, dar nu în sensul rău, în sensul că pur și simplu așa simțiți, pentru a vă menține această liniște, pentru a sta departe de această parte mai neplăcută a vieții voastre care s-a întâmplat, da? Pur și simplu parcă preferați să stați mai mult voi cu voi, să stați așa ca un pusnic, ca un eremit, pur și simplu. De asemenea, posibil, eu nu spun acum că nu mai comunicați, Doamne ferește, nu, spun că pur și simplu veți fi ceva mai precauți când vine vorba de relațiile interumane. În exterior este Marele Preot. Marele Preot vorbește aici despre un personaj care este foarte înrădăcinat în propriile convingeri, un personaj care pur și simplu stă, le predă celorlalți, îi ajută, ghidează grupuri mari de oameni, posibil de asemenea să aveți parte de o lecție de învățat de la un astfel de personaj. Poate să fie un taur, dar nu-i pentru toată lumea. Este un personaj aici foarte puternic, un personaj care deține multe chei, multe secrete. Poate să fie vorba de șeful, de șefa sau de sau poate e și cunoașteți pe cineva, dragii mei peștișori, pentru că avem aici un as, un nou început. Și poate cunoașteți o nouă persoană din viața voastră, o nouă persoană căreia momentan nu prea oferiți voi așa multe șanse. E adevărat, vă stimulează din punct de vedere emoțional, simțiți voi acolo o victorie, sunteți foarte echilibrați, dar în același timp mai stați ușor pe margine, o mai faceți pe înțelepții. Iarăși, dacă ești chiar nu se poate să cunoașteți pe cineva nou, aveți o relație și așa mai departe, discutăm aici despre faptul că e o perioadă în care vin multe lecții către voi, dragii mei peștișori, multe lecții pe care poate le înțelegeți doar în singurătate, poate chiar și această idee de aici de dezamăgire, poate nu era cazul să încercați voi să echilibrați o altă situație, poate nu era cazul să încercați să împăcați și pe stânga și pe dreapta, deci poate era cazul să nu fi fost atât de milostiv pe cât ați fost sau atât de bun pe cât ați fost într-o situație anume. Și poate acum e o perioadă în care e cazul să conștientizați acest lucru, dragii mei peștișori. Poate din acest motiv în exterior lucrurile stau așa. De asemenea, cealaltă persoană sau persoanele din jurul vostru, la modul general vorbind, veți auzi de tot felul de persoane, ba că se îmbolnăvesc, ba că sunt singure, celelalte persoane sau
o anumită persoană se simte singură, abandonată, săracă, înfrigurată. Poate să fie vorba de o persoană care alege să se însingureze tocmai pentru a dobândi o cunoaștere mai mare. Nu neapărat spirituală, o cunoaștere mai mare la modul general vorbind. Și ce gândesc ceilalți sau ce gândește cealaltă persoană este soarele. Cealaltă persoană se vede într-o poziție foarte bună, se vede undeva sus, de asemenea simte că parcă voi dați această strălucire, în ciuda faptului că el ar trebui să vă ofere vouă. E adevărat, faceți aici voi schimb, dar totuși între voi vedeți că este acest șapte de spade. Totuși, între voi, poate mai mult conversațiile sunt așa doar de complezență, doar ca să fie acolo. Posibil de asemenea să fiți foarte diplomați iarăși în același timp, pentru că v-am spus ceva acolo nu vă convine și parcă ceva nou apare în viața voastră. Acum n-aș ști să vă spun dacă acel ceva nou vă schimbă vouă radical tot ceea ce se întâmplă sau dacă voi vă schimbați, voi faceți niște mutări pe aici și apoi apare și noutatea în viața voastră. Ideea este că vă maturizați, sunteți într-o energie extraordinar de bună voi, însă într-o relație anume parcă alegeți să vă distanțați puțin, să spuneți, domnule, știi ceva, dar ia stai să mai văd și eu puțin de ale mele, ce atâta muncă, ce atâtea discuții, ce e o relație care nu merge sau de ce să-mi bat eu capul cu toată lumea, ia să-mi văd mai mult de sufletul meu, pentru că e posibil să ajungeți la această concluzie, dragii mei peștișori, în această perioadă. E foarte interesantă etalarea voastră, eu vă pupăcesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.